Da, acum nu mai merge, atunci merge. Acum nu mai merge, da. Că nu facem acolo, o să zic contru mâncare. Nu știu, dracu. Chiar nu știu. Doamne, eu nu stau aici în weekend. Deci eu nu stau aici în weekend nici să mor. Ferească Dumnezeu, mă duc acasă. Frate, acopăr numărul. Nu o să am un băiat ca lumea? Uf, ce rău îmi pare, nu mai pot. Doamne, eu trăiesc pentru bărbați. Păi, Facebook-ul e ăla cu albastru, iubita. Da, asta e bine, că am mașină, am permis. Doamne, mă mir că mai am permis, sincer, câteodată. Dumneavoastră trăiți pentru bărbați? Păi nu, eu am spus că nu trăiți pentru bărbați. Sau nu puteți trăi fără măciucă? Care este? Nu urmăresc pe nimeni. Care este problema dumneavoastră? Credeți că mă arde așa în pizdă prea tare de bărbați? Mă ling în pizdă, dacă nu le convine. Ați înțeles mai fără? Da? Ce blochez? Ce blochez, mă? Ce? Nu blochez nimica. Deci eu nu mai știu să mai fac între mormâinile. Deci pe bune. Mai lingi în pizdă și tu, Alex. Cu așa ține poți conduce? Sunt ca mama ta. Wow, ce educație! Mă rău! Mi-a dat o lacrimă din miș. Da. Păi degeaba ai o vârstă, ce să zic. Degeaba ai o vârstă, stai și vii și comentezi pe TikTok. Dar ce ești frustrată? Cred că n-ai bărbat să te... Nu mai. Mor eu, nu mai provoca să mor eu. Și nu mai provocați. Intrați aici, sunteți nefututi și ce intrați? Păi dacă nu mă enervează, mă, frate, am și eu o limită până la urmă. Ia, uite... Mama nu intră și dă comentarii. Ia de ce intră? Mamă, mă abțin rău, nu mai pot. Hai că mi explodează venea. Da, vin. Dar parcă vin degeaba așa acolo, să mor ori aici, ori acolo. Ai, ești profesor, păi... Ce ești, transexual, tati, ce ești? Adriana? De fapt, ești Adrian, da. Da, probabil nu. N-am ce să caut acolo. Păi ce aveți, eu stau în casă. Ai... Sunt sigură. Eu stau în casă, frate. Îmi fac veacul aici. Am închis ușa de 3 ori. Ziceți, doamnă. Mamă, de când aveam 12 ani. Aveam 12 ani. Mamă, ce viață. Făceam contru, stăteam în casă, stăteam pe Facebook, pe Messenger. Mai scriam un mesaj, mai stăteam. Ah, ce viață. Cum? Nu mai fain? Da, măi, fraților. Scrie
Eu acolo cât puteam. Vedeți? De aia sunt expert acum la ceartă, la scris mesaje. A, ești răcită. A, ok. Ok, iubita. Deci, păi acum scriu, păi știți cum scriu mesajele? Nici n-ai timp să te ceri cu mine. Astfel dormeam. Ok. Seară binecuvântată, Doamne. Păi dacă-s la facultate, mă? Ok, iubita, îmi pare rău că te-am supărat. Știi că, na, de fapt era așa, o altă mască. Nu eram eu. Poți să dormi acum, iubita. Da? Stai liniștită. Uai, îmi vine somit. N-am evitat întrebările, am zis că... Stai, ce am zis? Am spus, dacă-s la facultate... Ce, ești minoră la facultate? Am permis așa... Mult, mult. Și am zis că mă las de țigări, că tocmai de asta mi-am luat IQOS. Și în trecut tot la fel am zis că mă las de țigări, mi-am luat IQOS, a rămas aici la București și când m-am dus acasă, am zis nu, că eu nu mai fumez și mi-au iar alt IQOS și am ajutat să fumez țigări. Nu cred că nu să ai întrebările pe TikTok. Cam răspuns la... Nu se arăt. A, ce melenii să mă mai ridic acum. Da, mă mai ridic. Doamne, în loc să dorm, stau să... mor nervii. Și mai am o problemă acum. Deci, fraților, n-am primit... Nu. N-am primit orară la facultate, mă, frate, și eu vreau să mă duc să-mi pun buzi, iar. Și cum fac eu acum, ca să nu lipsesc nici de la facultate? Deci, chiar nu știu. Mai caut acolo conturi. Bă, dai seama! Mă coale în centru, da. La Penny, de fapt. La drept. Nu mai am ce să mai beau. Acolo, la Penny îmi pun. Îmi pun eu singură. Aoleu, mă, fraților. Doamne, vă mai suport, dar v-aș la mui. Mamă, ce mă nervează geana asta. Ce să mai blochez, mai ce să mai blochez? Timpul, ce să blochez? Viața, mi-aș bloca viața, sincer. Aoleu, dar să mă mai lingi în pizdă, Robert, sincer. Hai, dă-te în pula mea. Nu-i suport. Nu, tu! Nu, tu! N-am pastile. Da. Acum mă îmbrac și vin, gata. Deja sunt pe drum. Iau elicopterul. Trebuie să fac baie la cap, să-l îndrept. Nu mai vreau.